Laptele proaspăt pentru consum, precum și produsele lactate destinate comercializării care conțin lapte praf, trebuie să prevadă pe etichetă, în mod obligatoriu, avertizarea cuprinsă în sintagma conține lapte praf în proporție de X%. Se arată în proiectul de lege aprobat de plenul Senatului. Legea propusă și votată de senatori îi va obliga pe comercianți să schimbe etichetele la produsele lactate. Fiecare va trebui să aibă înscris pe ambalaj cantitatea de lapte praf conținută în produsul pus la vânzare. Legea propusă și votată de senatori îi va obliga pe comercianți să schimbe etichetele la produsele lactate. Fiecare va trebui să aibă înscris pe ambalaj cantitatea de lapte praf conținută în produsul pus la vânzare. Este o idee bună, pentru că așa clientul are posibilitatea să vadă exact ce cumpără, ce conține produsul respectiv și se face o diferență între producătorul particular și cei care folosesc alte adaosuri. Deocamdată stăm bine la reclamă, dar suntem zgârciți în explicații. Parlamentarii care au propus proiectul sunt de părere că românii care cumpără din magazine lapte autentic, de fapt consumă lapte proaspăt amestecat cu lapte praf. Să citească etichetele foarte bine și în condițiile în care pe etichetă este scris tot ce trebuie să fie scris. Da? Restul, na, cred că nu știm niciodată exact ce consumăm. Mulți cumpărători se lasă păcăliți de aspect sau de faptul că pe o sticlă de lapte sau o cutie de brânză scrie lapte de vacă semidegresat 1,5% grăsime. Ba mai mult, pe unele produse din hipermarketuri nici măcar nu se regăsește cantitatea de lapte praf, iar dacă există, nu scrie procentajul. Din acest motiv, oamenii preferă să cumpere produse lactate direct din piață. Da, se poate să și gust un pic, vă rog? Deci în asta lapte, da? Da. E ok, mulțumesc. Totul este natural, produs în casă, folosim numai lapte, cheac și sare. Așa cum am spus, gama este diversificată și totul este transparent. Clientul are posibilitatea să guste produsul și să deguste până găsim ceea ce îi place, după preferințele fiecăruia. Nu conțin lapte praf. Absolut deloc. De ce din piață cumpărați brânză și nu de la hipermarket? De aici am luat mereu și mi s-a părut ok, mi s-a părut foarte bună și din supermarket, nu știu de când e adusă, nu știu cât stă în supermarket. Sunt ceva mai bune din punct de vedere al modului în care se fac, iar în ceea ce privește gustul e pentru fiecare, dacă unii preferă la supermarket, merg la supermarket, iar cei care preferă pentru magazinele acestea de la piață, sunt la magazinele la piață. Nu vă e frică că nu au etichetă? Nu. Cei care nu vor respecta legea riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.